Halloween-ul are un trecut foarte lung și bogat în tradiții și povești. Inițial a fost cunoscut sub numele de Samhain, un festival celtic care marca începutul sezonului rece și sfârșitul verii. Păgânii care au sărbătorit prima dată această sărbătoare credeau că de Samhain, hotarul dintre cele două lumi este mai subțire ca niciodată, iar cei morți ar putea umbla pe pământ. Natura nelumească a Halloween-ului a captat imaginația oamenilor timp de secole și a dus la multe superstiții și tradiții care durează chiar până în prezent. Batjocorind diavolul. Mulți creștini sunt deranjați de Halloween și consideră că este greșit să îl sărbătorească văzându-l ca pe o celebrare a răului. Acest lucru a devenit atât de comun încât mulți preoți sunt întrebați în legătură cu această sărbătoare în fiecare an. Într-un fel, este de înțeles de unde vine această teamă. În opinia multor creștini, diavolul este inamicul. Deci, ideea de a se îmbrăca într-un asemenea personaj sau în oricare dintre slujitorii lui nu este ceva la care o persoană bună trebuie să ia parte. La fel ca multe alte temeri, și aceasta este cauzată pur și simplu de ignoranța în ceea ce privește istoria Halloween-ului. În trecut, creștinii care au sărbătorit prima dată Halloween-ul, drept All Hallows Eve, credeau în diavol literalmente. Iar pentru ei, una dintre cele mai bune moduri de a lupta împotriva diavolului a fost să atace cea mai mare slăbiciune a lui, mândria, care l-a condus să devină un înger căzut. În acest scop, ei îl descriau având coarne roșii și o coadă ridicolă pentru a-și bate joc de el în speranța că acesta o va lua la fugă. Jack-o'-lantern. Legenda irlandeză spune că într-o zi, diavolul însuși a venit să ia sufletul unui hoț pe nume Jack. Dar Jack a reușit să păcălească diavolul, făcându-l să promită că nu îi va lua sufletul niciodată. În cele din urmă, după o viață lungă, Jack a încercat să intre pe poarta raiului, dar nu reușea pentru că pe parcursul vieții sale a făcut doar rele. Apoi, el a încercat să intre în iad, iar diavolul s-a ținut de cuvânt și nu i-a primit sufletul. Când Jack s-a plâns că nu vede nimic pentru că era foarte întuneric, diavolul a râs și a aruncat un tăciune strălucitor, pe care Jack l-a introdus într-un nap pe care îl avea în buzunar pentru a face un felinar. Așa a devenit Jack of the Lantern sau Jack al felinarului, blestemat să umble fără niciun scop pe pământ. În timp ce legendele pot suna incredibile, ele s-au bazat pe un fenomen real. Gaze de mlaștină care interacționează cu materie în putrefacție produc uneori o lumină ciudată care pare să dispară atunci când te apropii de ea. Înainte de a avea o explicație științifică, oamenii au crezut că acestea sunt sufletele prinse între lumi care nu pot intra nici în rai, nici în iad și rătăcesc pe pământ. Unele legende spun că irlandezii făceau jack-o'-lantern din napi sau sfecle în scopuri multiple. Aceste felinare erau uneori folosite ca un mijloc de a onora aceste suflete prinse în purgatoriu, iar fețele batjocoritoare au fost, de asemenea, folosite pentru a sperea spiritele rele. Decorațiuni realiste. În 2012, la două zile după Halloween, un poștaș care livra scrisorile oamenilor a văzut pe o verandă un cadavru care părea destul de real. Având în vedere perioada anului, el a decis că a fost pur și simplu un decor de Halloween și și-a continuat drumul fără griji. El a fost îngrozit când a descoperit mai târziu că a fost de fapt corpul unui om care s-a prăbușit cu doar câteva ore înainte. Familia, fiind răvășită de durere, a declarat că poștașul trebuia să facă ceva. În timp ce putem empatiza cu durerea lor, aceasta nu este prima dată când ceva de genul se întâmplă. În urmă cu câțiva ani, într-un cartier mic, vecinii au observat un cadavru extrem de realist agățat de un copac. Mulți oameni au condus pe lângă el, crezând că este doar un decor foarte bine realizat pentru Halloween. Vecinii au fost șocați când poliția a investigat sinistra decorație și au constatat că este corpul unei femei care s-a sinucis, spânzurându-se de copac în perioada Halloween-ului, chiar în mijlocul lumii. Mai recent, într-un complex de apartamente din Los Angeles, locatarii au văzut un manechin foarte realist care arăta ca și cum ar fi fost împușcat în ochi. Ceea ce vecinii au crezut a fiind un decor de Halloween s-a dovedit a fi un cadavru care a fost lăsat să se descompună timp de aproape o săptămână. Costume de Halloween. Halloween-ul este ziua în care putem fi aproape orice ne dorim, de la un hamburger gigant, la un criminal în serie cu o mască de hockey și multe locuri de muncă și școli sărbătoresc într-un fel sau altul această sărbătoare nouă pentru țara noastră. Dar mulți oameni nu se gândesc la locul unde își are originea această tradiție. În timpul festivalului celtic Samhain se spunea că morții umblau pe pământ, astfel încât celții se costumau fie pentru a se amesteca prin mulțime, fie pentru a nu fi recunoscuți drept oameni în viață de către spiritele rele. Uneori, costumele au fost folosite în scopuri mai proactive. Sătenii credeau că morții se adună în jurul lor de această sărbătoare, iar din acest motiv aveau oameni mascați care atrăgeau atenția spiritelor într-o încercare de a le conduce cât mai departe de sat. Dulciuri periculoase.
Una dintre cele mai comune legende ale Halloween-ului este avertizarea repetată despre dulciurile copiilor care pot conține o travă sau lame de ras ascunse de către nebuni sadici. Unii oameni chiar au mers mai departe încât dau vina pe vrăjitoare sau diferite culte, scriind chiar și broșuri pline de minciuni cu privire la originea Halloween-ului, asociind sărbătoarea cu vrăjitoarele Wicca. Una dintre legendele care încă se menține și este și cea mai răspândită spunea povestea unui băiețel pe nume Timothy O'Brien. Băiatul a fost să colinde împreună cu tatăl său pentru dulciuri de Halloween. Odată a ajuns acasă, a mâncat o ciocolată care conținea cianură și care a condus la moartea sa. Cu toate acestea, în realitate s-a dovedit că tatăl lui O'Brien a avut o poliță de asigurare pe viața fiului său și a fost condamnat pentru otrăvirea propriului său copil pentru a încasa banii, după care a acoperit povestea cu o legendă urbană. O altă poveste spune despre un copil de 5 ani care a murit din cauza unei supradoze de heroină după ce a mâncat bomboane care conțineau drogul. Ca de obicei, mass media a decis să alarmeze lumea înainte de dovedirea faptelor. În cele din urmă s-a dovedit că băiețelul a ajuns la ascunzătoarea unchiului său în care își ținea heroina și că dulciurile primite nu au avut nicio legătură cu moartea lui. Bineînțeles că toate acestea s-au întâmplat în Statele Unite, unde sărbătoarea este mult mai populară decât la noi. Ne dați ori nu ne dați. Ne dați ori nu ne dați este probabil cea mai cunoscută parte a Halloween-ului, iar cei mai mulți dintre noi știm de această tradiție din filme sau seriale. Cu toate acestea, originile acestui obicei sunt învăluite în mister. Diferite culturi au avut practici similare. De exemplu, în Marea Britanie, copiii vor merge din ușă în ușă de ziua Guy Fawkes cu zicala A Penny for a Guy sau un bănuț pentru un tip. În Irlanda, în vechile zile ale Samhainului, era destul de obișnuit pentru orfani și văduve să cerșească pentru mâncare. La urma urmei, Samhainul marca începutul sezonului rece și aveau nevoie de tot ajutorul pe care l-ar fi putut primi. Expresia reală trick or treat, care s-ar traduce mot-a-mo cu truc sau cinste, iar echivalentul în română ar fi ne dați ori nu ne dați, deși nu are același înțeles, are origini mult mai moderne. Unii sugerează că fraza a început în America în secolul 20, odată cu sosirea imigranților irlandezi, care au adus probleme odată cu ei. Pentru a combate trucurile și farsele copiilor săraci, oamenii le ofereau în schimb o mică mită care consta într-o gustare sau ceva dulce. Din acest motiv, în zilele sale timpurii, Halloween-ul a fost de multe ori cunoscut sub numele de Noaptea Cerșetorilor. Ziua Morților. Unii oameni consideră Dia de los Muertos sau Ziua Morților o versiune mexicană a sărbătorii de Halloween. Cu accent pe moarte și costume înfricoșătoare, unui străin s-ar putea părea la fel ca Halloween-ul, dar cele două sărbători au de fapt perspective diferite. Halloween-ul este foarte mult bazat pe frica de moarte și spirite, în schimb de Ziua Morților, moartea este îmbrățișată și chiar sărbătorită. În această zi, spiritele celor morți se întorc pe pământ, ghidate de aroma puternică a florilor pe care familiile lor le pun la căpătâiul lor. Pe măsura ce ziua a ajuns la final, familiile pot merge la cimitire să-și petreacă restul nopții cu cei dragi lor, înainte de a merge înapoi pe lumea cealaltă. În Ziua Morților se sărbătorește, cât și se râde în fața morții. Se poate spune că această sărbătoare a mexicanilor seamănă cu Ziua Morților sau Luminația din România, care este sărbătorită în calendarul romano-catolic în data de 2 noiembrie. În această zi, creștinii își cinstesc și îngrijesc mormintele celor trecuți la cele veșnice. Credincioșii merg la cimitir, curăță mormintele și le înfrumusețează cu flori și lumânări aprinse în amintirea celor care i-au însoțit pe drumul vieții. Superstiții. Marie Blanche. Marie Blanche. Imaginează-ți că mergi spre casă de la o petrecere de Halloween. Totul pare normal, dar apoi auzi sunetul pașilor cuiva în spatele tău. Grăbești pasul, dar auzi că și persoana din spatele tău face același lucru. Deși ești tentat să te întorci, să vezi cine te urmărește, poate fi o greșeală fatală. Potrivit unei superstiții, există o șansă ca de Halloween să fii urmărit chiar de însuși moartea, la care dacă te uiți, va fi sfârșitul tău. Dar despărțirea graniței dintre lumi de Halloween este cauză pentru mai mult decât teama de spirite și apariții care vin după tine, de asemenea este considerată o noapte a divinității. Multe dintre superstițiile care implică divinitatea sunt strâns legate de dragoste, iar unele sunt extrem de specifice. O tradiție sugerează ținerea într-o mână a unei lumânări și o oglindă în cealaltă mână, încercând să cobori scările cu spatele. Acest lucru se presupune că te ajută să-ți vezi viitorul partener, deși cel mai probabil vei sfârși prin a vedea un medic.
Case bântuite. Mulți oameni vizitează case bântuite din parcuri de distracții sau târguri de Halloween. Este o experiență distractivă de făcut cu prietenii și în ciuda senzațiilor tari pe care le provoacă, știi că nu te afli într-un pericol real. Din nefericire, chiar dacă mintea noastră rațională ne spune acest lucru, răspunsul la sperieturi pot să difere. O femeie a povestit o experiență pe care a avut-o ca angajată într-o casă bântuită. Ea stătea întinsă într-un sicriu și sărea afară pentru a speria oamenii. Când o fată a fost atât de copleșită de frică, a sărit cu pumnii asupra femeii până când a fost trasă de angajați. Din păcate, există uneori pericole pentru angajații caselor bântuite și nu doar pentru clienți. Clienții de la Creepy World din St. Louis se plimbau printr-o scenă plasată într-o baie acoperită cu sânge fals când au văzut un cadavru foarte realist agățat de un laț puțin prea realistic. Nu se știe exact cum s-a întâmplat asta, dar o adolescentă angajată în acea casă bântuită s-a agățat de acel laț și a intrat în comă timp de 3 zile. Partea cea mai înspăimântătoare este că în ciuda supraviețuirii accidentului, fata nu avea nicio amintire despre cum s-a întâmplat asta. Singurele indicii pe care poliția le are sunt urmele din cadă și zgârieturile de pe pereți. Salem. Cei mai mulți dintre noi își pot doar imagina o plimbare printr-un studio de film cu o scenă de Halloween, asta doar dacă nu ai fost în Salem, Massachusetts, autoproclamata capitală Halloween a lumii. Orașul este plin de magazine pentru vrăjitoare, un muzeu al vrăjitoarelor și zeci de alte locuri înfricoșătoare. Salem de Halloween este o experiență extraordinară cu o mulțime de oameni care bântuie străzile în orice fel de costume imaginabile. Din păcate, Salem nu are o istorie atât de veselă precum atmosfera de acolo din prezent. Orașul a intrat în istorie prin procesele vrăjitoarelor din Salem, care a avut loc în anul 1692. Mai multe muzee din oraș dețin cu privire la acest eveniment nefast o serie de dovezi istorice. Procesele vrăjitoarelor din Salem au fost o serie de audieri în fața magistraților locali, urmate de procesele desfășurate ulterior la Curtea Supremă Colonială a provinciei Massachusetts Bay pentru a intenta procese oamenilor acuzați de vrăjitorie. Peste 150 de oameni au fost arestați și întemnițați, cu mult mai mulți acuzați care nu au fost urmăriți formal de autorități. Cele două curți au condamnat 29 de oameni pentru crima de vrăjitorie. 19 dintre acuzați, 14 femei și 5 bărbați au fost spânzurați. Un bărbat, Giles Corey, care a refuzat să ia cuvântul pentru a se apăra, a fost omorât cu pietre. Cel puțin încă 5 dintre acuzați au murit la închisoare. Thank you.